Tot mai multe uleiuri, la nivel global, devin contrafăcute. De ce? Pentru că este ca în orice alt business. În orice brand care are succes, care vrea să se extindă, își mărește numărul de puncte de lucru, numărul de angajați, fabricile și așa mai departe. Cu cât un brand este mai mare și mai scump, mereu vor veni cei care vor încerca să îl falsifice și să-l vândă populației la același preț, bineînțeles, sau la un preț mai mic, dar nu este produsul inițial. Un ceas, de exemplu, ție un ceas Versace care costă 1000-1500 de euro, dar tu îl găsești pe eBay cu 200 de euro. Ai vreo garanție că e original? Nu e nicio garanție. Dacă vrei să fii original, te duci frumos la dealerul respectiv, într-un centru autorizat și atunci ai o serie, ai o garanție, ai ceva, plătești niște bani, dar știi că e original. Așa se întâmplă și la uleiuri. Din păcate, uleiurile cu nume sonore foarte cunoscute prin România de multe ori sunt contrafăcute și sunt făcute pentru standardele românești. Standardele românești, când scrii pe un ambalaj integral sintetic, nu este același lucru ca și când scrii integral sintetic pe un ambalaj făcut în Germania. Ei au alte standarde. La noi, un ulei hidrocracat pentru nemți înseamnă un ulei semisintetic. La noi înseamnă integral sintetic. Nu e același lucru. La nemți, un ulei integral sintetic e făcut din polialfa-olefine. Minim 60%. Pe acolo. Plus aditivi, plus ce mai e pe acolo în ulei. Ăla e un ulei full sintetic. Diferența între un ulei full sintetic de România și un full sintetic de Germania e de 100-150 de lei. De aproape două ori. Și atunci, o să mă întrebe lumea, adică m-au întrebat deja mulți, de ce am ales Ravenol? Ravenol are multe elemente de siguranță, deși sunt în expansiune. Uleiurile lor sunt făcute doar în două fabrici, din Germania și atât. Deci nu există o a treia fabrică în afara Germaniei. Ei țin foarte mult la siguranță, la elemente de siguranță și la autenticitatea produsului. Dacă ai desfăcut capacul, nu este resigilabil, rămâne sus. Pe spate ai o serie verificabilă pe my.ravenol, îți bagi seria, o verifici în timp real, cei care au cumpărat deja prin magazinul meu au verificat și mi-au confirmat și mi-au mulțumit pentru asta. Știu, de ce știu? Poți să verifici seria acasă foarte ușor după ce o răzuiești. Este o serie pe care o răzuiești, o bagi online, îți verifici autenticitatea uleiului. Și al treilea element de siguranță foarte fain, pe lângă seria și pe lângă, este un QR code pe scanabil tot cu telefonul și îți spune despre ce tip de ulei e, când a fost făcut și nu știu ce. Un al treilea element de siguranță este faptul că sticla este plină de marcaje care se văd cu o lampă UV. Pe lângă faptul că nu poți să falsifici uleiul, pentru că este înseriat fiecare bidon, nu poți să faci tu, nu știu, vine cineva și vrea să copieze exact bidonul de la Ravenol și să-ți bage altceva în el, pentru că bidonul este marcat cu anumite coduri și marcaje care se văd doar la ultraviolete. De asta am ales Ravenol. Pentru că riscurile ca el să fie contrafăcut sunt minime, este de calitate și au o gamă foarte mare de produse. Plus de asta am lucrat cu el un an în service și oamenii au fost mulțumiți. Deci că se aude mai bine motorul, că nu mai consumă ulei, că mi-a scăzut consumul de ulei, că merge mai rotund motorul, că a dispărut zgomotul de tacheți la rece. Asta pentru că pelicula care rămâne pe componente după ce se scurge motorul, uleiul în baie, este de calitate, oferă protecție, dispare zgomotul de tacheți la rece. Deci pot să spun că Ravenol nu poate fi contrafăcut atât de ușor, are multe elemente de siguranță. Aceasta fiind o problemă foarte mare în România, îți cumperi un ulei și nu știi ce cumperi, consider că ăsta este un avantaj foarte mare pentru noi și pentru Ravenol. De asta îl și recomand. Cred că este singurul producător care are toate aceste elemente la ora actuală, probabil că vor veni și alții. Și pe lângă asta au și tehnologie unică, aceea USVO sau Ultra Strong Viscosity Oil. Dacă vrei să știi ce înseamnă USVO, am un articol pe blog despre care poți citi. Dacă aveți și alte sugestii, întrebări, idei despre uleiurile contrafăcute, aș vrea să știu dacă ați fost mințiți sau dacă ați descoperit uleiuri contrafăcute atunci când v-ați făcut schimbul de ulei. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul video.